Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un simulator nou, se numește Goal Kick Simulator. Noi, efectiv, o să batem penaltiuri, da? După acest teren, după cum vedeți, sunt mai multe zone pe care noi le putem debloca în momentul în care facem bănuți. Și tocmai ce am intrat în joc, n-am făcut efectiv nimica. Și hai să ne uităm un pic aici. Văd că avem free coin, ok. Opa, și ne-a dat 4K, băi, așa din prima, forță laina. Aici boost-uri, dar nu avem disponibile, nici XP, ok, cu bobux aici, luck. Bă, bun, asta e interesant, dar să știi că nu e scump cu bobux. Uite, de exemplu, cu 60 de bobux, 174 de K e bine. Și avem aici upgrade-uri, ok, deci putem să punem pe... Hai să nu punem nimic momentan, da, ci să vedem cum dăm la poartă și după aceea facem și upgrade. Avem aici și un chest, interesant, hai să deschidem unul de probă. Și nu uitați, guys, să dați și voi un like și un subscribe acestui joculeț, adică mie. Și dăm click aici să vedem ce ne pică. O minge efectiv basic de fotbal, bă, arată bine, știi? E mingea pe care toți o știm. Nike, Adidas, Puma, ce o fie ele, nu mai contează. Și hai să apăsăm Q, să vedem, 89% e destul de decent. Ce ai făcut, mă, a deviat din băiatul ăla? Bă, a deviat, 93% e bine. Serios? În halul ăsta de greu, uite, ăsta dă fix în fața porții. Bă, un gol nu dăm și noi, tot așa din fața porții, ok, 100%. Deci am dat gol. Deci se pare că e destul de greuț jocul. Se aseamănă foarte mult cu acela pe care l-am filmat eu cu Ruby. Da, când puneai mingea și dădeai un șut și a zbura. Hai să facem niște upgrade-uri, da, pot să merg direct. Speed, strength, cred că acuratețe. Hai să punem ori 3 pe acuratețe. Hai mă și strength-ul. Speed, băgăm, hai mă, și acum băgăm maxim pe acuratețe. 27, ok, hai să mai băgăm pe ăsta încă un punct. Am băgat ceva, guys? Și mi-arată că încă pot să dau upgrade, what? Ah, ok, și am și o minge nouă, hai să selectăm pe asta. Surprinzător. Și să vedem acum cum ne descurcăm. Avem, bă, ce tricou are, mă, băiatul nostru aici. Bă, ce făcuși, tata, ia să vedem acum. Q, trebuie să se ducă mai bine. Veric, mult mai bine. Ia să încercăm de la deportare. Cred că am dat-o câși. Veric, am dat-o bine, new best score. Dăm și cu spatele. Ia să vedem. Bă, dar ce bine dăm, Vericule, după upgrade-ul ăsta. 100%, ia vezi aici. Cred că rupă laina. Încercăm să mai dăm aici. Bă, dar le dăm super bine, zici că suntem Cristiano Ronaldo. Ia să dăm din partea asta. Deci efectiv dau tot terenul, mă. Opa, și avem un boost aici, deci de aici trebuie să dăm 100%. Și mamă, câtă experiență mi-a dat, băi. Power Arena, ok, deci un boost cum ar veni pentru a da. Bă, dau tot terenul, what? Bă, dau efectiv tot terenul, uite, dau de aici 93,5 și tot terenul, guys. Bă, tot terenul, 100%. Se pare că ăsta cu 100% nu-i greu de făcut, ci cât mai mult Q a apăsat. S-a gândit să fie destul de ușor ăsta să-l faci 100%. Nu cum era în simulatorul ăla de YouTube Live, unde te chinuiai, frate, ca să ajungi acolo să-ți dea 100%. Nu mi-a dat niciodată 100% la editare. Maxim mi-a dat 99,9%. Sunt curios dacă i-a dat cuiva 100%, chiar sunt curios. Uite, și avem încă o dată boost-ul ăsta. Hai să mergem aici să îl luăm, să dăm din el. Uite, ce scrie aici? 2X? Ori scria 2X, ceea ce cred că scria 2X, ori scria SX. Da, cred că scria 2X, ne dă de două ori mai mult. Băi, aproape am făcut 10K. Eu zic că e destul de interesant joculețul, mai ales că e ușor să dai 90 ceva la 100, 100%. Și după ce ai pus niște puncte, băi, deci uite-te cum dau efectiv, doar am intrat în joc, mi-a dat 4K. Am pus punctele și rup acum. Hai să deblocăm următoarea zonă, să nu ne calce mașina pe aici. Bă, e, perfect, da, Vericu. Opa, ci cu coroana aia pe acolo. Interesant, opa, și avem boost-ul ăsta. Ia să vedem, Veric, 100%. Ce bine s-a dus, new best score. Dar sunt curios de aici dacă pot să dau. Nu cred că pot să dau. Bă, nu prea am putut să dau, e cam departe. Deci mai trebuie să băgăm niște bănuți. Dar de aici, de la bănci, cred că pot să dau. Nu mai e acuratețea atât de bună. Hai să dăm un upgrade, să vedem. Hai mă să mai băgăm și pe o putere, dar nu atât de mult. Băgăm 20, ok, băgăm și pe viteză.
să fie 10 și băgăm restul pe acolo atâția, da, 28, ah, e bine că mi-a rămas foarte bun. Uite, mă, mai pot să pun pe viteză, mai pot să pun pe viteză, perfect. Și văd că aici sunt mai multe chesturi, ok. Dar momentan nu sunt deblocate. A, uite ăsta 12K, ok, deblocat. Și astea încă nu sunt, a, trebuie să deblocheze zonele, ok, și mi se deblochează și astea. Ok, ok. Și văd că am aici un tun. A, perfect. Bă, nu-i perfect, mă, vrei Bobux? Am zis și eu că e perfect. Ba da, mă. Uite, e bine că m-a teleportat, deci înseamnă că am greșit eu ceva. Și avem ăsta aici, bombă line-a, 100%. Uite, mă, că ne scrie aici, ne dă de două ori, bă, e forță, e forță. Ia să vedem acum, dăm din prima sau nu dăm? Easy Lanos, am rupt. Băi, e distractiv joculețul, să știți, față de ăla cu Shopping Car Simulator, că am dat bară. Bă, am dat bară, efectiv. Care, sincer, era cam praf line-a, te plictiseai. Deși și aici trebuie să farmezi mult de tot, e mai amuzant, zic eu. Chiar, bă, iar am dat, mă, câș, mă, ce a făcut, mă, perfect shot, ok. Opa, veric. Cum s-a băgat cercul ăla pe lângă noi, așa, nici nu știam de el. Pentru următoarea zonă, 200 de K, băi, ești nebun, cum 200 de K e bun? Veric, hai să luăm o mingiuță, de asta cât era aici, 12K, aaa, veric. Oata, e o ciupercă, nu e o minge, dau cu piciorul într-o piatră. Într-un bostan, lol. Ce e, guys? Ia să deschidem aici, că avem 7 căuțe. Vreau să-mi pici o minge de asta de 4,4, comun, nu e chiar ok. Nu e ok, hai să mai băgăm niște bănuți aici. Vreau, nu știu, mingea de basket. Iar ne-a dat asta de fotbal, ok, e ok. Ori mingea de basket, ori mingea de baseball, ori mingea asta de habar n-am ce, de tenis, aia e de tenis, acum am văzut-o că e cu verde, ok. Bă, dar dăm și mie ceva, 4,4, ceva mai bun. Că cred că îmi dă niște boosturi ceva. Iar mă, comună, băi, veric. Ne supărăm chiar așa. Hai, click. Mă enervează că nu se duce animația asta automat. Trebuie să dau eu click și când vreau să-l deschid și când vreau să-l închid. Opa, perfect, perfect. Pe asta o folosim. Sunt curios dacă o să fie mai mică minciuța. Ia să vedem, nu mai deblocăm nimica. Mergem la inventar. 2.8, uite, ne dă ori 3. Da, uite, ne dă ori 3, ceea ce e bine. Dar nu spune ori 3 ce, adică what? Ori 3 și pentru a face level, dar nu-mi spune ori 3 ce îmi dă. Asta mă cam enervează. Hai, mă, să mai băgăm și aici niște bănuți și gata, nu mai avem. Acum rupem pe Speedileanos. Ia uite cum alergăm și mergem la parc. Băi, bine totuși că mă aruncă până aici. Ia să încercăm de aici 100%. Ce moare-i mingiuța. Bă, am dat bară, nu se pune. Încercăm de aici, tot 100%, e bine. Uite unde e Power Arena. Bă, tot bară, mă, bă, veric. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Hai să dăm de aici 100%. Cred că o să ne dea ceva. Da, mă, uite, e ori 2. Cred că o să ne dea ceva bonus. Ia să vedem. Ori 2, da. Ne-a dat ceva, veric, bănuți. Dăm și cu spatele? E ciudată mingea asta că e atât de mare, că au făcut-o gen pentru fotbal și... Da, mi se pare ciudată. Era micuță, rău de tot. Ia să vedem de aici. 99,2, bun. Ia zi, veric. Băi, și-am făcut iar 4K, e bine. Hai să mai... Bă, cum am dat eu pe aia, mă, în halul ăsta? Bă, cum am dat-o în halul ăsta? Hai să mai băgăm aici niște bănuți și să deblocăm următorul cufăr. Adică să deschidem următorul cufăr. Mamă, cât de frumos am dat-o pe asta, 8K. Deci stau numai în 100% dacă țin mai mult apăsat pe Q. E chiar mișto gândită chestia asta. E mișto că nu se mai blochează în aer mingea cum era la simulatorul ăla. Multe ori se bloca, aveai lag câteodată. Era prost gândit sistemul ăla, nu-mi plăcea. Ia dacă ții foarte mult, pe aceea se întoarce, ok. Bine de știut. Hai să deschidem aici 12K, da? Cine dă ceva bun, ceva bun, rară, ceva legendară, mitică. Știu, fie asta, mitică, legendară. Bă, nu se poate, mă, mi-a dat dirt ball. O fi mai bun decât ce avem noi acum? 18.2. Bă, ori 18. Tu-ți bagi joc de mine, e mult mai bună. Mingea asta pârnaie, ce e ea? E mult mai bună, păi cred că așa. Veric, cred că așa putem face și noi 200 de K mai repede. Ia să vedem. Du-te, bă, bar. Du-te, mă, Cristiano Ronaldo. Se numește. Ia să vedem de aici, trebuie să dăm Izileanu 8.8K, dar n-am fost atent cât aveam. Ia să vedem acum.
11.9, bă, destul de bine, 12k. E bine line-a, dar e greu de farmat totuși până la 200k. Merge ok, dar e greuț de farmat. Hai să mai băgăm aici de câteva ori, doar pentru a mai deschide mingi. Vreau să-mi pice ceva mai bun, nu știu. Poate o să farmez eu și 42, bun, și deblocăm și următoarea zonă, deoarece nu cred că e atât de lung clipul video. Și chiar sunt curios ce ne rezervă următoarea zonă. Hai să vedem ceva rar. Acum de nisip, ok, toc comună, nu-mi place, dăm ceva bun. Hai, ceva bun. Aqua Ball, nu e mai ok, bă, veric, și se duc toți banii. Hai că mai băgăm încă o fisă după asta. La fel, bă! Asta fură banii, bă, jocul ăsta. Vrea Bobux. Ia să vedem. Ba, nu e ok. Hai să se ducă animația asta, ok, că nu mai avem bănuți. Și să vedem care este cel mai bun. Deci cel mai bun se pare că ar fi tot ăsta, 18.6. Ok, hai să încercăm extremul. Încercăm de aici, da? 99.2%, e ok, dar am dat... Da, n-am dat bine. Nu-mi place. Totuși cu 99% șansă, nu-i dăm bară. E cam ciudată chestia asta, dar... Uite, și ciudat e că mereu îmi dă 99.2% și de fiecare dată în bară. Păi, ia să mai încercăm o dată aici. 95.7. Ok. Uite, acum am dat-o. Deci nu înțeleg cum vine. Deci dacă dau mai puțin, uite, acum n-am mai dat-o. Ok. Deci contează cât de mult să ducem față pentru a țopăi după aceea, se pare. Cu cât dau mai tare, cu atât dau mai prost sau cum, că nu mă prind. Uite, 87, na. Ia să vedem. Da, nu, a fost fail. Ia mă, să dăm din spatele băncilor. Aici, easy, Leano, 18k, bă, e bine. Mai facem un upgrade? Hai mă, să mai facem upgrade. Maxim pe acuratețe. Mamă, level 38. Oho, vericule, rupem. Hai mă, să dăm și din zona asta cu 2x. N-a mai fost 100%, da, oricum ne dă o căruță. Și Rebirth Arena, băi, are și Rebirth joculețul ăsta. Deci trebuie să am 1.000.000 de bănuți. Bă, tragi pe nas. 1.000.000 de bănuți, hai să vedem de aici, dăm 97.8. Super, e chiar funny jocul, văd că au mai trecut la următorul nivel, să spunem așa, la următoarea hartă, băieții, la stage-ul următor. Uite, avem acolo ceva cu un turnuleț. Dar erau destul de mulți aici care se chinuiau. Și e ok jocul. Chiar îmi place cum e făcut, nu există lag. Într-adevăr, te repezi, de multe ori trebuie să dai la poartă, dar e chiar mișto făcut. Și hai că revenim când deblocăm următoarea zonă. Tocmai aici am făcut peste 200k și hai să deblocăm și noi următoarea zonă, deșertul. Interesant, sunt curios dacă pot să dau de aici. Am 97.8%, dar... Opa, new best. Ok, deci avem un scor nou. O distanță nouă, să spunem așa. De aici, din păcate, da, e un pic cam greuț. Dar o să mai băgăm puncte în acura. Mamă, cum am dat 62.8%, e praf. Deci nu mă așteptam să intre, sincer. O să mai băgăm noi niște puncte în acuratețe și sigur o să rupem gura târgului. Da, se pare că de aici șansele sunt mai micuțe de a da gol. Dar cred că de la margine de aici totuși ne descurcăm ok. Da, ne descurcăm ok. Sunt curios cât e următorul cufăr de deblocat. Bă, ce-a fost asta? A apărat portarul, dar era invizibil. Ce-a fost, veric? Hai că avem 60k. Da, văd că nu mai vrea el. Deci asta are 21.6. Am făcut eu level. Și sunt curios următoarea. Bă, 215k să deblochez o minge care de fapt nu prea e minge, chestia asta nu înțeleg ce ar fi. Asta ar fi un pepene, iar asta e o găleată cu apă. Cum dau cu piciorul, bă, găleata cu apă, că îmi rup piciorul. Băgăm aici acuratețe, putere și nu mai avem speedline-a. Da, nu mă interesează foarte mult speedline-a. Ia să vedem pe deșert cum aruncă. Bă, mă aruncă destul de bine, sincer. Nu cred că putem da de aici, dar noi încercăm. Du-te, mă, am dat-o de aici, deci rupem efectiv de peste tot. Chiar e mișto jocul că... Da, am dat bară. Că te încurajează.
Adică te încurajează cu distanțele. La celălalt era mult mai greu pe care l-am încercat noi. Chiar dacă îți luai echipament, chiar dacă nu, pă, mă ajungeai tu să dai din spate de tot, trebuia să faci upgrade de multe ori la echipament, era mai greu. Aici te ajută, te ajută destul de mult că pui acele puncte și ai acuratețea mai mare. Dar după cum vedeți, nu e chiar 100% acuratețea. Cam asta e, guys, joculețul. Încercați-l, vedeți cât de mult puteți să deblocați de aici. Vedeți că mai sunt foarte multe ea. Bă, am dat bară, verii cu bară. Hai să vedem câte ar mai fi. Deci ar mai fi asta cu oraș, ok. Următoarea, care nu prea îmi dau seama exact tot așa ceva cu beach. Pare aici ceva cu un tren și cu ok, deci sunt mai multe chestii de deblocat. Cred că mai sunt încă vreo 3, da, încă vreo 3. Opa, new best. Ia să încercăm de aici, 99,2%. S-a dus veric, nu cred. Da, e... Dar hai totuși să mai încercăm de câteva ori de aici, să vedem. Poate avem bolan și dăm și noi un gol și facem un nou best. Dar țopă e mingea, n-avem nicio șansă, e mult prea departe, guys. Mult prea departe, doar dacă am luat aici 100%, am luat 100%, ok. Să avem un bolan nou, că sare peste, da, sări peste, nu. Aici terminăm și noi episodul, guys, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like-anul și de... Bă, da, ăsta e ciudarul de tot tricoul ăsta, băi, vericule. N-am nimic cu el, dar uite-te și tu cum s-a pus pe... Și pe picior a pus fața lui ăsta. Bă, vericule, uite la mine ce frumos sunt. Și ne auzim la următorul episod, vă salut!